Cele mai mari succese din 2007 devin în 2008 piese de colecție. Proiectul Colecția de Succese premiază cei mai valoroși români din sport, artă și cultură, business, știință și invenții, implicare socială. Categoria Sport, Victor Pițurcă. Ca selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Victor Pițurcă a condus echipa către o dublă calificare la Campionatul European de Fotbal în 2000 și 2008. Jucător și antrenor de renume și-a pavat drumul către succes cu peste 160 de goluri înscrise, o cupă a campionilor europeni și nenumărate victorii ale echipelor pe care le-a antrenat. Stelian Anistor are o colecție impresionantă de medalii martore ale propriei performanțe. Campioană națională absolută, Steliana a câștigat numai în 2007 5 medalii la campionatele mondiale și europene, un loc 3 în clasamentul celor mai buni sportivi din Balcani și o nominalizare la titlul de cea mai bună gimnastă a lumii. Este sugestiv alintată steluța de argint. Lucian Bute. 2007 i-a adus titlul de campion mondial versiunea IBF la categoria super mijlocie. Lucian Bute rămâne neînvins în cariera de pugilist profesionist cu 21 de victorii, devenind al treilea campion mondial din boxul profesionist românesc după Mihai Leu și Leonardo Roftei. În același an este decorat de președintele României cu Ordinul Meritul Sportiv clasa 1. Gheorghe Tadici. Selecționer al reprezentativei României de handbal feminin și antrenor cu CS Old Kim Râmnicu Vâlcea, Gheorghe Tadici a trecut în palmares în 2007 5 trofee Gold Kim. Titlul în Liga Națională, Cupa României, Supercupa României, Cupa Cupelor și Supercupa Europei. Cel mai titrat antrenor român al momentului. Daniel Popescu. Bronz în 2004 la Olimpiada de la Atena, argint în 2007 la Campionatul Mondial de Gimnastică de la Stuttgart, aur în același an la Cupa Mondială de la Glasgow. Performanțele sale îl situează printre cei mai valoroși gimnaști români. Colecția de succese. Un proiect inițiat de Ursus.